Din ce am înțeles de la candidații noștri, ar putea rezuma cam așa. Un președinte trebuie să comunice, viu și echilibrat. Dacă v-ați lăudat cu Arată, ne lăudați și noi cu Suceava. Eu cred că, așa cum se spune aici și cum spunea domnul Predoiu, se poate. Deci USL-ul poate fi bătut. Dacă a putut fi bătut, sigur, la dimensiuni mai mici, în Republica de la Salcea, de domnul Bălan, când era pe val, cum să nu poate fi bătut peste 4 ani? Eu cred că se poate și poate fi bătut de PDL și tot ce PDL-ul poate aduna ca și coagulant de dreapta. Eu cred într-un proiect de dreapta, dar o dreaptă care să adune pe valori, pe principii și pe adevăr. Și nu pe hârtie. Cu asta cred, pentru că altfel Aradul nostru, Aradeul nostru să rămână o tristă amintire. Pentru că ne-a fost rușine de PDL și la electorale i-a fost rușine de noi. Eu așa cred.